prieteni pescari, pescuit la Method Feeder din nou într-o nouă aventură pe sălbatic. Caut cam de jumătate de oră un loc cât de cât ok. Am să vă las după acest intro, am să vă las ceva imagini cu Walt-ul. Nu este nici măcar o porțiune de câțiva metri fără iarbă, adică undeva unde să poți pescui. Astăzi, din păcate, asta e Walt-ul, plin de iarbă, deci nicio șansă de pescuit în zona asta. Merg într-un alt loc, unde am fost data trecută, sper să fie puțin mai curat. Asta este, caut în continuare un loc ok, dacă nu voi merge unde am făcut ultima partidă, chiar dacă mai era ceva agățătură, asta este. Ce să zic, când ajung să-mi găsesc un loc, vă voi da mai multe detalii, vă voi spune, ați văzut, nu am niciun secret față de voi, vă arăt cu ce pescuiesc, cu ce nadă, cu ce momeală, lansete, mulinete, fire, cârlige, deci nu am niciun secret, nu aș avea de ce să mă ascund față de voi. Țin să vă mulțumesc pe această cale tuturor urmăritorilor mei, tuturor abonaților. M-ați făcut, să zic așa, un pic mândru de voi la ultimele clipuri. Încerc pe cât posibil să postez din ce în ce mai des, o să încerc să ies cât mai des. Da, trecut ați văzut cu ce nadă am pescuit. Nu pot spune că nu am avut rezultate cu ea, doar că cel puțin aici pe sălbatic, în zona mea, predomină ca nadă, mă refer, nada de usturoi, nada de căpșună face legea. De fiecare dată când am pescuit cu o nadă, indiferent ce firmă, ce marcă de nadă, de usturoi sau căpșună, am avut, să știți, rezultat destul de bun. Nu mă feresc de voi, revin când îmi găsesc un loc de pescuit ok, un loc de pescuit curat, undeva unde pot și campa, vorba aia. Revin cu detaliile de acolo și până atunci vă doresc fir întins, pescuit la Method Feeder, vă salută. În sfârșit mi-am găsit locul, tot unde am fost la data trecută. Da? Nada. După cum ați văzut data trecută, Method Green-ul de la Senzor, un wafters de usturoi și un dumbbells de ananas, tot de 6 mm. Cam astea vor fi, cam asta ar fi nada, momeala de cârlig. Voi deveni, după ce voi monta lansetele, voi deveni și vă arăt și montură, cârlig, absolut. În sfârșit am reușit și o să-mi termin de montat lanseta. O să vă prezint acum și monturile. Montura, de fapt, voi pescui doar cu o singură lansetă. Un metro de 70 de grame. Un furfac de 7,5. Un wafters de 6. Cârlig de 14. Ca lansetă, o Kuma Custom Black River, cea și de anul trecut, uneta 2000 Gabor la Team Feeder. Nada v-am arătat-o. Lansăm și vedem ce se întâmplă. Au, ce scoate minciogul ăsta mic. Nu are nimic, tocmai. E... Primul pește. A doua lansare la 4 minute 50, ceva de gen. Da? Deci la 5 minute primul pește. Pune mai greu.
ce o scoți bere? Și primul caras? Da. A înțepat mai mult decât corect. Wafters-ul de 4 mm. Super. Hai să vedem ce se întâmplă în continuare. Păi, dar de ce? Ai venit cu atâta? Da, dar asta e făcută cu astea agricole. Și caras frumos, caras la palmă, fraților. Iarbă cât cuprinde, caras cât palmă. Hai, dăm drumul. Nu vreau să duc. Hai să le liberăm. Să-i dăm drumul. Fugi. Gata, s-a dus. Ia uite, trăsătură. Numai că avem în față un mare prag. Va trebui să țin lanseta cu în sus ca să trec peste prag. Altfel n-am nicio șansă să scot. S-a dezgățat fix în micioc. Hai să vedem ce se întâmplă în continuare. Hai de capul meu ce plătică! În sfârșit, am prins captura vieții. Cea mai mare. Da? Cel mai mare pește, fratele, pe Walt. Da? Ia uite. Hai să-i dăm drumul direct, că n-are rost. Fugi, s-a dus. Ce avem acolo? Iarbă plus? Pește, da? Trebuie întâi să eliberăm metodul de iarbă, că altfel e belea. Că alt iarbă.
Hai. Acă am scăzut un pic talia. O să fac o schimbare. Voi presa un pic mai tare nada și voi pune și un capac de nad. Eu altă să faci o plătică. Am pierdut waftersul, dar nu e problemă. Punem altul. Dulap. Hai că s-a activat vadul cu plătici. Ho 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 carma, ho ho mă nebun. Ho. Vedeți ce mănâncă? Hai că am dus luptă, luptă mare cu ea. Din păcate nu am mai putut filma continuarea partidei, am avut probleme cu telefonul, nu a mai funcționat, nu intra ceva apă și din păcate nu a mai mers, nu am mai avut ce continua filmarea. Vă spun acum că am mai prins destul de mult pește, plătiși chiar și mai mari, altele și mai mici, carași, și am mai prins câteva babuști frumoase chiar, babuștile chiar m-au uimit. Îmi pare rău, îmi cer scuze pe această cale față de voi. Sper ca data viitoare să mă revanșez și să fac o filmare mult mai calitativă și mult mai clară, mai mulți pești probabil, dacă voi prinde. Asta este, îmi cer scuze încă o dată. Vă aduc încă o dată aminte că vă puteți abona în continuare la canal apăsând butonul de abonare, clopoțelul, pentru a fi notificați ori de câte ori postez ceva nou pe YouTube. Nu rămâneți în urmă. Vă mulțumesc încă o dată că sunteți alături de mine. Vă doresc toate cele bune. Pescuit la metod Fider vă salută și vă urează fire întinse.